Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, astăzi, 23 februarie 2021, Curtea Constituțională împlinește 26 de ani de la fondare. Odată cu trecerea timpului, jurisprudența ei se extinde, contribuind la garantarea efectivă a drepturilor fundamentale și la consolidarea democrației în Republica Moldova. Cazul de astăzi îmi oferă o bună ocazie să subliniez că hotărârile curții au forță de Constituție și sunt obligatorii în totalitatea lor, inclusiv considerentele lor, pentru toate autoritățile din Republica Moldova. Problema candidaturii propuse pentru a doua oară pentru funcția de prim-ministru, ca urmare a demisiei prim-ministrului Ion Chicu, din data de 23 decembrie 2020, a ajuns în fața curții. Voi avea în vedere ordinea cronologică a evenimentelor. După demisia în discuție, președintele Republicii Moldova a emis pe 27 ianuarie 2020, ca urmare a consultărilor cu fracțiunile parlamentare, un decret prin care a desemnat-o pe doamna Natalia Gavrilița în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Prezentându-se în Parlament pe 11 februarie 2021, doamna Natalia Gavrilița nu a obținut votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate și pentru lista guvernului pe care le-a propus. În aceeași zi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Moldova a dat citire unei declarații cu privire la constituirea majorității parlamentare formate din 54 de deputați, propunând-o pe doamna Mariana Durleșteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Președinția a fost notificată cu privire la candidatură, ea fiind propusă și în cazul consultărilor președintelui Republicii cu fracțiunile parlamentare. Tot în aceeași zi, președintele Republicii a emis un decret prin care a desemnat în mod repetat pe doamna Natalia Gavrilița în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Acest din urmă decret a făcut obiectul hotărârii curții de astăzi. El a fost contestat pentru că ar fi contrar articolului 98, aliniatul 1 din Constituție, care prevede că după consultarea fracțiunilor parlamentare, președintele Republicii Moldova desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru. Curtea are o jurisprudență bine stabilită în această materie, iar interpretarea dată dispozițiilor constituționale de Curtea Constituțională are un caracter oficial și obligatoriu pentru toate subiectele raporturilor juridice. Astfel, în hotărârea sa, numărul 32, din 29 decembrie 2015, Curtea a reținut că articolul 98, aliniat 1 din Constituție, prevede atribuția exclusivă a președintelui Republicii de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru. Desemnarea nu se face la discreția președintelui. Candidatul pentru funcția de premier poate fi desemnat numai după consultarea fracțiunilor parlamentare. Consultarea fracțiunilor parlamentare presupune identificarea sprijinului politic al deputaților pentru o perioadă capabilă să formeze un guvern care să se bucure de încrederea Parlamentului. În acest sens, președintele Republicii nu poate înlocui fracțiunile parlamentare. În hotărârea din decembrie 2015, Curtea a mai reținut că nu există niciun motiv constituțional și democratic ca președintele Republicii să nu desemneze în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru
persoana care se bucură de sprijinul majorității parlamentare formalizate, fie ea și adversă președintelui. Președintele Republicii trebuie să desemneze pentru funcția de prim-ministru candidatul care îndeplinește condițiile de desemnare și de numire și care se bucură de sprijinul acestei majorități parlamentare. Într-o hotărâre recentă din august 2020, Curtea a reținut că modul de alegere a președintelui Republicii, indiferent dacă prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat sau prin votul Parlamentului, nu influențează nicicum competența președintelui Republicii de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru. Marja discreționară a președintelui Republicii la desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru este limitată. În cazul în care este constituită o majoritate parlamentară absolut formalizată, președintele Republicii este obligat să înainteze sau să desemneze candidatul înaintat de această majoritate pentru funcția de prim-ministru. În cazul în care nu este constituită o majoritate parlamentară absolută, formalizată, președintele Republicii este obligat ca după consultarea fracțiunilor parlamentare să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru, chiar dacă fracțiunile parlamentare nu sunt de acord cu propunerea sa. Având în vedere această jurisprudență a sa, Curtea a trebuit să verifice 1. Dacă candidatul pentru funcția de prim-ministru a fost înaintat de o majoritate parlamentară absolută formalizată și 2. Dacă președintele Republicii a desemnat candidatul pentru funcția de prim-ministru înaintat de majoritatea parlamentară absolute formalizate. Cu privire la primul aspect, în hotărârea din 2015, Curtea a subliniat că prin sintagma majoritatea parlamentară se înțelege majoritatea absolută a deputaților aleși în Parlament, adică cel puțin 51 de deputați, care în baza dispozițiilor constituționale pot acorda vot de încredere guvernului. Majoritatea parlamentară trebuie formalizată, nu doar declarată, cu precizarea deputaților care o constituie, cu specificarea disponibilității de a susține o anumită candidatură pentru funcția de prim-ministru și cu notificarea oficială a președintelui Republicii Moldova. În această cauză, Curtea a reținut că pe 11 februarie 2021, 54 de deputați au semnat o declarație de constituire a majorității parlamentare pentru susținerea doamnei Mariana Durleșteanu în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. De asemenea, declarația în discuție a fost comunicată președintelui Republicii. Așadar, condiția înaintării candidatului pentru funcția de prim-ministru de către o majoritate parlamentară absolută formalizată a fost îndeplinită. Cu privire la cel de-al doilea aspect, Curtea a observat că președintele Republicii nu a desemnat candidatul pentru funcția de prim-ministru înaintat de majoritatea parlamentară absolută formalizată. În jurisprudența sa, Curtea a reținut că președintele Republicii poate evalua calitățile, competența, experiența și, în fond, capacitatea candidatului propus de majoritatea parlamentară să conducă guvernul și să-și atragă sprijinul politic al majorității parlamentare. În această cauză, la emiterea decretului, președintele Republicii nu a contestat
calitățile personale și profesionale ale candidatului propus de majoritatea parlamentară. Obiecțiile președintelui Republicii au fost îndreptate spre deputații care au susținut candidatul pentru funcția de prim-ministru. Totodată, Curtea a observat caracterul deficitar al cooperării loiale dintre președintele Republicii și deputații în Parlament, în cadrul cele de-a două runde de consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Curtea a reiterat că scopul consultării îl reprezintă identificarea sprijinului politic al unei majorități parlamentare formalizate pentru o persoană capabilă să formeze un guvern care să se bucure de încrederea Parlamentului. Această consultare trebuie să fie un dialog autentic asumat de părți, dialog care trebuie realizat cu bună credință, în mod sincer și responsabil, astfel încât să fie atins scopul menționat mai sus. Pe un astfel de dialog trebuie să se fundamenteze în mod obiectiv decizia președintelui Republicii de desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Așadar, președintele Republicii Moldova și deputații din Parlament trebuie să manifeste un comportament constituțional loial și să dea dovadă de respect reciproc în vederea asigurării unei cooperări esențiale procesului de investire a unui guvern și implicit bunei funcționări a statului. În consecință, Curtea a declarat neconstituțional decretul președintelui Republicii Moldova numărul 32 din 11 februarie 2021 privind desemnarea doamnei Natalia Gavrilița în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. De asemenea, Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea în partea care se referă la constatarea că prin refuzul desemnării doamnei Mariana Durleșteanu în calitate de candidat propus de majoritatea parlamentară pentru funcția de prim-ministru, președintele Republicii Moldova a săvârșit o faptă gravă în sensul articolului 89 aliniatul 1 din Constituție. Pentru a se evita un blocaj constituțional cauzat de lipsa unui dialog bazat pe respect și diligență între președintele Republicii și Parlament, Curtea a considerat necesar ca părțile să recurgă la noi consultări, care să respecte Constituția și care să fie conforme cu jurisprudența Curții. Vă mulțumesc pentru atenție!